Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în această seară voi începe un proiect nou. Voi face o jucărie amigurumi, nu voi dezvălui secretul de la început. Vreau să fie o surpriză. Este un proiect la care mă gândesc de ceva timp și astăzi am decis să-l lucrez pentru dumneavoastră. Pentru a lucra această jucărie, avem nevoie de firul Bravo, culoare alb și culoare roșie. Voi lucra cu croșetul numărul 3 și jumătate. Apoi voi avea nevoie, ca la toate jucăriile, de melană. Vom avea nevoie de un ac cu gaură mare, un ac pentru cusut firul de lână. Vom avea nevoie de ochișori. Eu îi folosesc aceștia, dar dumneavoastră, dacă faceți jucăria pentru un copil, vă sfătuiesc să folosiți ochișorii cu șurubul de siguranță. Și apoi, ca la toate jucăriile pe care eu le lucrez, voi folosi și lipiciul lichid. Fiind prezentate acestea, eu propun să încep să lucrăm și voi începe cu mânuțele jucăriei. Voi face cercul magic. Voi îndrepta camera în așa fel încât dumneavoastră să vedeți ceea ce lucrez. Voi face cercul magic și în interiorul acestuia voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Și al șaselea. Acum voi închide cercul magic cu ochii alunecat și rândul următor vom dubla fiecare ochi. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte și voi începe de aici. Și 12. Acum voi strânge din nou bine aici. Voi pune un fir despărțitor și voi lucra în felul următor. Un picioruș scurt, iar cel de-al doilea voi dubla. Un picioruș scurt, iar în cel de-al doilea voi dubla, astfel că la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte.
14 și ultimele două și am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Am schimbat firul despărțitor și acum vom lucra 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci 3 rânduri de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 3 rânduri. Am terminat cele 3 rânduri de piciorușe, 18 la număr, iar acum vom lucra în felul următor. 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și acum vom efectua o scădere ascunsă. Deci vom prinde doar partea din față a firelor. Voi continua. Felul acesta vom face întreg rândul, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Iar acum vom lucra 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. 1, pun firul, 2, 3, vom face o scădere și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum va trebui să facem schimbul de culoare. Voi trage de o parte firul roșu și voi lucra în felul acesta, deci o jumătate de punct. Voi adăuga firul roșu și voi închide acest picioruș. Se trage bine firul alb. Și voi continua cu culoarea roșie. Firul îl voi prinde pe măsură ce lucrez pentru a-i da mai multă siguranță și vom face în același picioruș unde am început, vom face un picioruș scurt. Așa. Iar acum voi continua. 1, 2, voi tăia firul alb care ne încurcă în timp ce lucrez, voi prinde și firul alb, voi da mai multă siguranță. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, al 12-lea. Dacă vă amintiți, aici am făcut în interiorul aceluiași picioruș două piciorușe duble și voi lucra primul. Voi pune firul despărțitor. Al doilea îl voi sări și voi continua. În felul acesta voi obține două piciorușe scurte, apoi voi face o scădere și lucrând astfel, două piciorușe scurte, o scădere, vom ajunge la capătul rândului cu un număr de 9 piciorușe scurte. Lucrat un pic mai strâns și este un pic mai greu să fac scăderea. Vă rog să mă scuzați un pic. Așa, am reușit. Am ajuns și la capătul acestui rând cu 9 piciorușe scurte. Acum vom lucra un număr de 14 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Deci vom face 14 rânduri. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 14 rânduri. Am încheiat cele 14 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Acum vom pune în două lucrul și vom încheia această primă mânuță cu piciorușe scurte. Vom prinde amândouă părți. Vom scurta firul. Și vom închide lucrul. După care vom ascunde firul care ne-a rămas. Eu îl ascund cu croșetul, dumneavoastră puteți să-l ascundeți cu coacul, cum vă este mai ușor, cum sunteți obișnuite, în felul acesta. Acum vom continua prin a lucra corpul jucăriei pe care am început-o. Și vom lucra cu culoarea albă.
Vom începe cu cercul magic în care voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Voi închide cercul magic . Vom închide cu punct alunecat, iar apoi rândul 2 vom dubla fiecare din aceste ochiuri și vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 2, 4, 6, 11 și 12. Acum vom pune firul despărțitor și vom lucra primul rând de înmulțiri. Vom face un picioruș scurt, iar în al doilea vom înmulți, vom face 2 piciorușe. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Următorul rând vom lucra 2 piciorușe scurte, iar în al treilea vom înmulți. Vom lucra astfel întreg parcursul rândului, iar la sfârșit vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua fiind a lucra 3 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire, vom lucra în acest fel întreg rândul, iar la sfârșit vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor prin a lucra 4 piciorușe scurte, 3, 4, în al cincilea vom înmulți, în acest fel vom proceda pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșit vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte.
4, o mulțire și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând 5 piciorușe scurte, 3, 4, 5, urmate de o mulțire, și la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. 5, o mulțire și ne vom reîntâlni. Vom continua următorul rând lucrând 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o mulțire, și vom proceda astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșit vom avea un număr de 48 de piciorușe scurte, da. 3, 4, 5, 6, următoarea mulțire, și vom continua, ne vom întâlni la sfârșitul rândului cu un număr de 48 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte, vom face două rânduri de 48 de piciorușe scurte, deci două rânduri în care nu vom înmulți. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor două rânduri și vom continua apoi corpușorul animăluțului nostru. Deci două rânduri de câte 48 de piciorușe scurte, nu uitați. Am terminat cele două rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Acum voi face 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar în al 8-lea voi face o mulțire. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 54 de piciorușe scurte. Am încheiat și acest rând, unde am lucrat 7 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 54 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vom face o mulțire și vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 60 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului după ce am lucrat un număr de 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire,
Am obținut 60 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra două rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri și vom continua lucrul. Deci două rânduri de 60 de piciorușe scurte. Am terminat cele două rânduri de câte 60 de ochiuri, iar acum vom începe să scădem și vom lucra 8 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8. Acum vom efectua o scădere. Și vom continua în același fel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 54 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am efectuat și acest rând, unde am lucrat 8 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut 54 de piciorușe scurte, iar acum vom face două rânduri de câte 54 de piciorușe scurte. Deci vom continua cu alte două rânduri de 54 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste două rânduri. Am terminat și aceste două rânduri de câte 54 de piciorușe. Acum vom continua prin a lucra 7 piciorușe scurte. 1 2 3 4 7. Iar acum vom face o nouă scădere. Și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am încheiat acest nou rând, unde am lucrat 7 piciorușe scurte urmate de o scădere. Am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Acum vom da deoparte firul despărțitor și vom adăuga firul roșu. În felul acesta voi trage firul alb și vom lucra un rând de piciorușe scurte, un rând de 48 de piciorușe. Deci cum a fost rândul anterior, că nu reușesc să intru așa, în felul acesta voi scurta firul alb și în timp ce voi lucra voi prinde dedesubt cele două fire pentru a da mai multă siguranță lucrului. Deci vom lucra astfel un nou rând de 48 de piciorușe scurte, de data aceasta cu culoarea roșie.
capătul acesta vom continua. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui prim rând cu culoarea roșie. Acum vom pune firul despărțitor și vom lucra alte două rânduri de câte 48 de piciorușe cu roșu. Deci două rânduri în același mod, fără scăderi, fără mulțiri. 48 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina și aceste două rânduri. Am încheiat și aceste două rânduri de câte 48 de piciorușe scurte cu culoarea roșie. Acum vom continua prin a lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 4, 5, 6. Acum vom face o scădere. Și vom continua din nou cu 6 piciorușe scurte, o scădere, până la capătul rândului. La capătul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte, vom face un nou rând de 42 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am încheiat acest nou rând de câte 42 de piciorușe. Acum vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere. Și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, 5 piciorușe scurte, o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. 3, 4, 5, o nouă scădere și vom continua astfel. Ne vom întâlni la sfârșitul rândului cu cele 30 de piciorușe scurte. Am încheiat acest rând, însă vă rog să mă scuzați, m-am exprimat în mod greșit. În loc de 36 de piciorușe scurte, am spus că vom obține 30. Nu este adevărat, am scăzut după fiecare 5 piciorușe scurte și am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Voi efectua o scădere. Și voi continua astfel pentru parcursul rândului și abia acum, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. 3, al 4-lea și voi face o nouă scădere
Vom continua astfel pe parcursul rândului până când vom ajunge la un număr de 30 de picioarușe scurte. 30 acum. După ce am lucrat 4 picioarușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 30 de picioarușe scurte, iar acum vom repeta acest rând. Deci vom lucra un nou rând de 30 de picioarușe scurte. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am încheiat acest al doilea rând de 30 de picioarușe scurte. Acum voi lucra 3 picioarușe scurte. 1, 2, 3. Vom face o scădere. Apoi voi continua din nou. 3 picioarușe scurte, 1, 2, 3, o nouă scădere, vom continua astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 24 de picioarușe scurte. Vom continua cu 3 rânduri de câte 24 de picioarușe scurte. Deci, după ce am lucrat 3 picioarușe scurte, o scădere și am obținut un număr de 24 de picioarușe scurte, vom efectua alte 3 rânduri de câte 24 de picioarușe. Acum, noi vom continua să lucrăm și ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Am încheiat cele 3 rânduri de câte 24 de picioarușe scurte. Acum vom lucra 10 picioarușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Vom face o scădere. Apoi vom continua din nou cu 10 picioarușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, sper că se vede ceea ce fac, 6, 8, 9, 10. Vom face o nouă scădere și astfel am ajuns la un număr de 22 de picioarușe scurte. Acum vom continua cu un alt rând de 22 de picioarușe scurte. Deci vom repeta 22 de picioarușe. Noi ne vom întâlni când vom termina și acest nou rând. Am terminat și acest rând de 22 de picioarușe scurte. Acum voi lucra 9 picioarușe scurte. 1, 2, 3, 4,
tare. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. Voi face o scădere. Se continua cu alte 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și o nouă scădere și astfel am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Acum vom pune lucrul în două, exact la jumătate, după cum vedeți, în felul acesta. Deci aici va fi jumătatea. Aici este jumătatea. Începând din acest punct, eu voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, al treilea, apoi vom lua mânuța pe care am lucrat-o. Între timp eu am lucrat și a doua mânuță, deci avem două mânuțe pentru animăluțul nostru. Voi pune mânuța aici și voi închide, deci voi atașa de fapt mânuța corpului lucrând ochiuri pentru a prinde amândouă. Două lucrările, mânuța, o vom atașa corpului, în felul acesta. Apoi voi continua să lucrez 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar de această parte vom atașa cea de-a doua mânuță în același mod. Deci vom lucra
pentru a prinde amândouă. Părți de lucru. Intră de aici. Atenție să prindem atât mânuța cât și corpușorul. Așa, perfect. 1. Iar acum vom lucra cele trei ochiuri care ne-au rămas până la începutul rândului, să spunem, de unde am început să numărăm acest ultimul rând. 1, 2 și al treilea. Vom scoate firul despărțitor, vom scurta firul roșu și vom închide felul acesta. Apoi vom începe să umplem corpul după ce vom ascunde firul roșu de desubt. În felul acesta, iar acum cu melană vom umple corpușorul nostru. Te voi întrerupe în timp ce te voi umple. Am terminat de umplut corpușorul. Acum vă voi dezvălui secretul. Acesta este corpușorul unui iepuraș. Eu voi încheia aici această parte, această primă parte de tutorial. Și în următoarea vom lucra piciorușele, căpușorul și codița, după care vom prezenta pe iepurașul Giulio, așa se numește. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare. În caz că nu ați înțeles ceva, nu ezitați să mă contactați pe Messenger sau să scrieți la comentarii pe canalul de YouTube. Mă veți găsi întotdeauna pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară frumoasă și ne vom reîntâlni mâine. La revedere!